Doamna Irina Lovin cu nepoțica, cu Ana. Să rămână! Să trăiești, Paul, să trăiești! Dar cum se simte bunica? Uite ce fericită, să nu se vede pe ochii mei! Da. Se vede pe față. Adică suntem la nașa. Asta. La nașii Ani. În curte aici frumos, unde e aer plăcut, e verdeață multă. V-ați dorit de mult timp să fiți bunică și uite că Dumnezeu a vrut să se întâmple asta. De ani și ani de zile, iacătă. Uite ce minune ne-a dat Dumnezeu. Uite ce minune. Dar nu știu, m-am tot uitat, are ochișori albaștri sau verzi? Păi, deocamdată e așa între. Și dacă ar fi să-i recitați sau să-i cântați acum ceva, ce i-ați spune Anei? Anuța? Ce să-i spun eu? I-am spus cu bunicuța, e supărată că de un ceas întreg tot cată. Cată încolo, cată încoace, ochelarii, nus și pace. Hai, trecem la mărgele acum. Ce pot să-i cânt eu? Să-mi spui tu, dragă copilaș, cum cântă micul greiera. Și preferata ei. Da? Cri, 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 cri. Cri, 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 cri. Așa cântă micul greieraș. Îngerașul lui Mamaia drag, cum să nu fiu, cum îți schimbă viața total. Tot, absolut, și în gândire, și în tot. Te scul dimineața cu gândul la ea, te culci cu gândul la ea. Doar credeți că vă va moșteni? Va avea voce, talent? Bine, ar fi, văd că am spus că Țignal are mamă.